Cer iertare, a fost un gest urât din partea mea. Nu știu. Cer iertare. Îmi pare rău dacă pot primi, pot fi primite aceste scuze. Un gest pe care, nu știu, mi-a ieșit așa, fără să-mi dau seama. Cer iertare. Altceva nu pot să vă spun. Foarte urât din partea mea. Da, recunosc. Recunosc. Are rost să explic că a fost o zi grea, cu mașină în pană și cu... am trecut de zonă, dar asta are, nu are nicio importanță. Una, cum mi s-a șters și sticul și am rămas... Adică astea sunt lucruri care nu pot să mă scuze de ieșirea mea urâtă. Foarte, foarte, foarte urâtă, foarte urâtă. Cer iertare. Scuze, dacă mă puteți ierta, iertați-mă. Rest, Dumnezeu face dreptate. A rămas în pană cu mașina undeva departe și... telefoane peste telefoane să mă ducă cineva, după care nu știam locul unde este spectacolul, cine mă ducea și chiar nu era semnal, pentru că fost undeva în afara localității, la aer, la iarbă verde. Nu știu, vă rog să mă iertați. Pot spune că recunosc că a fost foarte, 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 foarte urât. Vă rog să mă iertați, atât pot să spun. Dacă poate să mă ierte cineva, asta e, gata, atâta. Mulțumesc mult. Văd că sunteți destul de afectată de acest incident. Da, pentru că nu mi-am dat seama de așa ceva. Nici nu are rost. Nu-mi găsesc cuvinte. Le vreau să mă iertați. Sunteți în lacrimi în da. Momentul ăsta. Sănătate. Oare în ce direcție se îndreaptă omenirea? Priviți această ieșire a doamnei Sofia Vicoveanca la o serbare câmpenească de folclor, unde tinerii îmbrăcați în costume populare, îndemnați de organizator să danseze și să întrețină atmosfera la care au fost chemați, chiar și de melodia ce o interpreta distinsă a doamnă ce suna a chemare de joc. Incredibilă atitudinea, țipă și alungă dând semne de gelozie de imagine. Rușine Sofia Vicoveanca pentru acest gest. Cum să încurajăm frumosul românesc? Așa ca în acest clip... Mai nu vreau să jucați în fața publicului! Hai, afară! Era prezent ansamblul pe care îl coordonez și l-am înființat. Era prezent fiul meu care coordona ansamblul. Iar reacția pe care a avut-o doamna Sofia Vicoveanca a fost... am simțit-o ca o umilire. Mai nu vreau să jucați în fața publicului! Hai, afară! Atât timp cât... trei sferturi din hora pe care se formase acolo în fața scenei a fost trimisă de Cristian Vatamanu, unul dintre organizatori. Dansatorii, cei care se ocupă și știu, nu au ei chef, dansatorii semiprofesioniști și profesioniști, nu au ei chef să ducă de capul lor să facă, sau copiii din ansamblu, nu au echip de capul lor să ducă să ia atitudine și să inițieze horă în fața scenilor. Ei au fost acolo trimiși de organizator, de unul dintre organizatori, să întrețină atmosfera. Ansamblul Florile Ceahlăului este nelipsit de 5 ani de zile de când a început acel festival, Festivalul Haiducilor de la Grințieș, și se obișnuiește... O să, dacă căutați în arhiva ansamblului sau chiar și în arhiva mea personală, o să vedeți că an de an este hora pe care
organizatorii o fac cu toți, cu ansamblu, cu oameni care vin acolo, gospodarii locului și așa mai departe, știți? Ori eu n-am făcut, deci asta e o obișnuință, deja a devenit o tradiție de 5 ani de zile, ca acea horă să se facă acolo, care nu obturează nicio formă artistul sau îi periclitează imaginea, înțelegeți? Eu n-am făcut chestia asta ca să o defăimez, sau pur și simplu noi te chemăm la noi acasă, dacă acolo e localitatea în care noi trăim. Te plătește primăria, ori tu ne iei și ne... Am simțit o jignire, adică... Păi, dom'le, tu mă chem prin cântec, dacă urmăriți, i-ați urmărit cântec cu toate, i-ați urmărit evoluția, i-ați spune, haideți, oameni buni, la joc, invită pe toată lumea la joc, ori câteva zeci de secunde mai târziu, ia și ați văzut cu ce tonalitate. Mai nu vreau să jucați în fața publicului! Hai, afară! Adică de ce trebuie să suportăm umilință? N-am înțeles. Poți să fie oricine ar fi, poți să fii președintele țării. Nu, suntem datori să suportăm umilință, pentru că n-am greșit cu nimic. Ori eu am simțit-o ca o ofensă la adresa ansamblului pe care îl dețin și îl coordonez. Noi am fost încă un lucru și închei cu asta, nu vreau să fac monolog. Noi am fost acolo legal, cu contract, cu primăria. Deci nu eram intruși. Nu vă supărați, bună seara! Bine v-am găsit! Aș vrea dumneavoastră să veniți să jucați. Că tinerii ori juca altă dată. Eu, mă iertați. Astăzi nu știu nimeni și nici o pisică neagră în cale. Mașina care a venit după mine s-a străcat pe undeva pe departe. Din Spania o suna ca să vină altă mașină. De aici m-am dus mai departe de dumneavoastră, nu știu unde. Ne-am întors și iată-mă. Dragilor, eu vă cânt. Sticul care vi l-am adus cu povești multe nu vrea să fie primit aici la aparatul ăsta. Dar am colaje și vă rog dumneavoastră din public să veniți să jucați aici. Vă rog mult, vreau să mulțumesc oficialităților că s-au gândit la mine și invitându-mă. Prima dată am admirat locurile unde sunt și eu sunt din partea munților și eu sunt munteancă. Mulțumesc pentru că ați avut răbdare și ați așteptat să vin. Iată-mă, cei care nu ați văzut de mult, asta sunt. Veniți să jucăm, săriți gardul ăla pictat și hai să jucăm. Că începe un colaj a la nuntă. Jucăm, dă drum! Mai nu vreau să jucați în fața publicului. Hai, afară!